Bună dimineața! Am pornit spre Valencia. Sunt aproximativ 500 de kilometri de unde suntem noi acum și busul este de la ora 8. Primul bus la 8. Primul bus. Ca să putem să ajungem mai devreme. 500 de kilometri sau 450, 50 de kilometri pe oră. Sunt aproximativ 9 ore. Din Barcelona în Valencia. Chiar că din Barcelona în Valencia. Chiar lângă terminalul de bus am găsit și cazare. Darling Hotel. Super ok, cu 15 dolari pe noapte. Tenemos. A Valencia. Mario, el bus. Se poate negocia biletul la bus, l-am scos la 20 de dolari, normal era 25. Dacă ajungi să călătorești cu busul prin Venezuela, să fii pregătită pentru niște fixuri, și anume perdele trebuie trase, nu poți să stai cu perdeaua așa, pentru că vine și zice cineva, trage perdeaua. Eram acum, de-abia ne-am urcat în bus, am tras puțin perdeaua și a venit un șofer la noi și a zis, trage cortina. Dacă vrei te uiți după perdea. El pequeño en 25 bolívares, el paquete de galleta María 25 bolívares, la galleta María individual en 3 bolívares, el chicharrón del grande en 30 bolívares, si tengo pago móvil efectivo el dólar 25 bolívares, la tocineta de la grande en 30 bolívares. La revedere, Porto de la Cruz. Dar de fapt nu e Porto de la Cruz, e Porto la Cruz. Portul Crucii. Portul Zece bolivari și busul 15. Decent. 10 bolivari înseamnă 2 lei. El Guapo. Ne apropiem de Caracas. Cam din 50 de kilometri este un control de poliție. Aici ne-au verificat pașapoartele și buletinele pentru rezidenți. Intră câte un polițist și spune să colaborați, dați documentele. Ne-au chemat pe noi că am văzut că suntem străini și au întrebat când ați intrat în Venezuela, că nu vă dau ștampilele pe pașaport. Azi, după aia am stat puțin cu ei la vorbă și ne-au spus că în zona asta benzina este 50 de cenți. Pentru că în Santa Elena era 2 dolari și am întrebat de ce e așa scump acolo și azi că acolo e diferit pentru că e la graniță cu Brazilia. Și ne-a confirmat și polițistul că 120 de litri are dreptul fiecare cetățean cu o mașină pe lună pentru un dolar. Plătește un dolar și ia 120 de litri. Taximetriștii au dreptul zilnic. Zilnic. La 120 de litri. Gratuit. Gratuit.
sunt o grămadă de beneficii în Venezuela și nu se trăiește așa de rău. Comunitatea terapeutică socialistă. Terminalul La Cascada. Al control de poliție la intrarea în Caracas. Toți bărbații jos din bus și control corporal. Dacă aveai borsetă sau centuză sau sacoșă, se controla și în ea. Da, m-a pus să scot șervețelele din buzunar. Mi-a pus mâna și pe ciocan. Stânga în favela și în dreapta blocurile.
de la geam. Cum să arunce copiii de la geam. Arhitecturi. Thank you.
de la mare la munte. Ne apropiem de Valencia. Am ajuns în Valencia. Am aflat și niște punturi. Este o plajă, aeroport în terminalul Biglow. A fost super, super frig în bus, am înghețat în ultimul hal. Cred că am și răsit. Până în Caracas a fost ok, dar după aia a început un frig. Au băgat aerul condiționat, dar maxim, maxim. Sunt nebun cu aerul condiționat în zona asta. Am ieșit din terminal, sperăm să găsim un bus. Uite, avem în față, parada de bus. Da, nu trece nici nu-ți dai seama. Lângă terminal se stă și cu cortul. Mergem spre Manyongo. 12 km. Se pare că nu există niciun bus la ora asta. A, uite-l de fapt, de asta vine la terminal. Să găsim o parte cealaltă. Păi da, nu e în direcția noastră. E că am prins busul. Am prins busul. Ne-a lăsat busul undeva. Tot 10 km mai avem de mers. Dar am ieșit după câmp. Manyongo, Manyongo. Nimeni nu știe. Manyongo. Avenida Michelena, Boulevard Sur. Ce-au Loganu? Loganu. Plața Manuel Sereno, Valencia. Așteptăm să luăm un bus. Am aflat vestea că în acest oraș, după ora 6:30, nu mai merge niciun bus în direcția care vrem noi. Ce putem face e să mergem puțin pe jos și după o să luăm o motocicletă sau o mașină împărțită. Olanda, și un om care a vizitat 5 țări. Omar! Hola! Hello! E? Quanto países? Cinco! Cinco! Uruguay? No, Argentina, Argentina, Panamá, Aruba, Ecuador y Colombia. Pero, ¿y cuántos años antes? Bueno, regresé, bueno, el país donde pasé más trabajo fue en Colombia. No, no te recomiendo que vayas para allá. ¿Y dónde más te gustó? Argentina. El país bonito, Argentina. Porque es barato. No es que es barato, sino que ellos tienen la cultura española y la gente es muy educada. La gente, ellos son muy educados y son más respetuosos, la calle es más limpia. Sí. ¿Cómo se llama? ¿En qué parte de Argentina? La capital, Buenos Aires. Muy bonito, muy bonito. Pero eso, ¿cuánto tiempo has estado en Argentina? Duré en Argentina 15 días. ¿Y en qué año? Ahorita, hace como, bueno, ya hace años, hace como 5 o 6 años atrás. Qué bien. Estaba esta mujer, la presidenta, la que era, ella era presidenta de esta. Ah, era una mujer. La presidente estaba en ese tiempo, pero muy bonito, la cultura demasiado hermosa. Hola, am ajuns la destinație. Camera pentru 16 euro pe noapte, cu baie, cu o grădină superbă. Bueno, vedem mai bine. Ai aflat codul? Da.